Thank you.
ca să spună că vremea e și după sufletul omului și soarta după vrerea Domnului. Numai că Domnul a vrut să fie și vreme frumoasă și soarta noastră a celor de la Transalpina Sea Resort să fie foarte frumoasă. A dat Domnul! A dat Domnul! Domnul ne iubește pe noi pentru că suntem oameni buni și pentru că aici este un loc cu adevărat binecuvântat. Ramona Fodor, un clopoțel care a sunat și anul acesta nu de recreație sau pentru recreație mai mare, adică adunarea la Transalpina Sea Resort. Da, a sunat, e adevărat, un pic mai târziu decât ne-am fi dorit cu toții, dar e de bine că acum suntem aici și suntem în familia asta noastră minunată, care se numește familia Ski Resort Transalpina, plină de oameni frumoși și de oameni pasionați de sporturi de iarnă, de peisaje extraordinare, cum numai aici se pot întâlni. Și acum e bine, pârtile sunt atât de bine pregătite, cum nu știu dacă le-am prins vreodată. Ai vorbit de frumos, iată că frumusețea locului înfrumusețează și oamenii. Toți oamenii care sunt ajunși aici deocamdată în prima zi de la deschidere sunt frumoși, numai zâmbete, numai bucurie. Am văzut și câteva lacrimi să fie de bucurie, le-ai șters așa pe furici în colțul ochiului. Am plâns, recunosc că am plâns de bucurie când am ajuns aici și am văzut că ni se face cadou această zi cu soare, fără niciun nor. Nu că norii ar fi fost vreo problemă și norii au farmecul lor aici, dar ne uităm 360 de grade și nu încetăm să ne minunăm de cât de frumos este. Trec norii și e din nou soare pe ulița noastră, să zicem, strigăm pârtie din nou și se bucură oameni din Vâlcea, se bucură oameni din Hunedoara, din Gorj, din toată țara, că am văzut mașini de Constanța, de Iași, de Oradea, de Satul Mare, Timișoara și Arad. Întotdeauna vin aici oameni din cele mai îndepărtate colțuri și tu știi foarte bine că până și pe noi ne uimește acest lucru. Primesc telefoane și solicitări din județe din nordul Moldovei, din Maramureș, adică e o surpriză plăcută pentru mine să văd că atâta lume apreciază ce se întâmplă aici la Ski Resort Transalpina. Nu o să mai fie o surpriză, sper, pentru tine și pentru noi, dacă o să vedem venind turiști din Ungaria, din Austria, știi că din Bulgaria. S-a întâmplat și că am văzut în fiecare sezon turiști din tot felul de țări, unele chiar exotice, turiști care n-au văzut niciodată zăpada și se bucurau ca niște copii. Hai să le spunem acum de ce se pot bucura aici, ce avem la dispoziția celor care vin. Deocamdată ne putem bucura strict de sporturile de iarnă. Încă spațiile de servicii așteaptă autorizări legale, pe care sperăm să vină cât de curând. Noi facem toate eforturile în acest sens. Dar nu știu dacă ne mai e foame când vedem pârtile astea. Deja pe mine mă mănâncă să plec rapid să mai fac încă o tură și încă o tură. Mai stai cu mine 5 minute. 5 minute mai stau cu tine pentru că știi că mi-ești foarte drag și știi că noi suntem prieteni vechi. Dar e ca un magnet faptul că vezi ce poți să faci aici, acum. O baie de soare și cei care vin au cu ce să coboare, dar cu ce urcă, să le spunem celor care pot veni pentru prima dată aici să se îndrăgostească tot așa la prima vedere.
Surpriza plăcută este faptul că drumul, cel puțin drumul dinspre Brezoi, Voineasa, Schiresor, Transalpina, a fost foarte bine refăcut. Din punctul meu de vedere arată excelent. S-a lucrat și la drumul dinspre Petroșani. Este adevărat că încă nu poate fi comparat cu cel dinspre Voineasa, dar așa cum 5 sezoane am venit pe un drum înfiorător, o să trecem cu mai multă ușurință peste faptul că încă mai sunt niște gropițe. Avem o parcare aproape terminată, o parcare supraterană, aproape terminată. Este un pic mai bine organizată partea de la baza pârtiei și încet, încet lucrurile încep să intre pe un făgaș normal, firesc. Câți turiști pot urca pe oră? Nu mai știu. 2500. Eu țin minte și de anul trecut și de acum 2 ani de zile, 2500 până la 3000 de turiști pot urca, bineînțeles, la medie și până sus la... Pot să spun doar că fiind foarte bine organizată și instalații de ultimă generație, oricât de mulți turiști ar fi la baza pârtiei, timpul de așteptare nu depășește niciodată 10 minute. Știu că tu mai în programul ăsta care ține de la 3 luni până la 5 luni și concerte la baza pârtiei și alte evenimente pe pârtie. Da, e adevărat că am fost obligate să anulez poate cel mai drag eveniment. World Snow Day este evenimentul care pe mine m-a încărcat de fiecare dată pentru tot sezonul. Având în vedere că World Snow Day era evenimentul internațional, un proiect al Federației Internaționale de Ski și care are loc în fiecare an în penultima duminică a lunii ianuarie. Este un eveniment dedicat copiilor și anul trecut Ski Resort Transalpina a fost premiat. A obținut un punctaj care a situat acest domeniu schiabil pe locurile 4-6 în lume. Adică ceva... Asta pentru cei care urechi să vadă și urechi să audă. Da, deci Ski Resort Transalpina a concurat cu pârtii din Italia, din Austria. Cortina d'Ampezzo a fost una dintre pârtiile participante. Iar noi am reușit să ne situăm pe locurile 4-6. A fost, recunosc că și pentru mine a fost o surpriză, deși știam, de fiecare dată am fost pe acolo, în primele 10 domenii schiabile. Ne-a plăcut mult de tot să fim alături de copii.
Aici un copil care s-a născut cu ajutorul celor care îi vedeți acum în fața dumneavoastră și le mulțumim foarte mult. Copilul ăsta va crește și ați văzut că a crescut foarte mult într-un an, cât alții în 5-6 și a ajuns să câștige premii în fața unor pârtii recunoscute de mult în Europa. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult vouă celor care ați deputat, ai fost și ați trecut și au trecut și nori peste voi, nori negri, și iată-ne acum în plin soare aici. O beție, o nebunie, și vreau să vă mai spun că așa cum eu m-am îndrăgostit la prima vedere și am văzut munții ăștia și vara și toamna și iarna, dar ca iarna nu sunt niciodată. Veniți aici să vă îndrăgostiți și de oameni și de aceste locuri și să participați la toate evenimentele care vor avea loc la baza pârtiei și pe pârtie. Mulțumesc, Ramona! Mulțumesc și eu, Vali! Mulțumesc vouă celor care de-a lungul timpului, de-a lungul celor 5 sezoane ați avut atâta răbdare și atâta drag de frumos încât ați fost alături de noi tot timpul și v-am simțit alături de noi și cu gândul și cu vorba bună. Cei doi dragi, Ramona Fodor și Valigona, pentru televiziunea VTV. Treabă. Bine, nu, că n-aveți treabă, vă găsiți de treabă aici, da? Sigur. Cum e zona? Super. Da. Plecați și bronzați, nu faceți nici 6 ore în ambuteiaj, în trafic? Ne spargem mașinile pe gropile, pe vâlci. Din ce cartier să-i salutăm? Oricare vor ei, doar să vină aici. Deci e bucureșteni din toate cartierele, uniți-vă și veniți la Transalpina, Schiresort. Numai bine, cedere plăcută, baftă. Acum, nu știu dacă o să-mi dea ceva din sandwich sau din bere cineva, dar vă urez poftă bună și cedere plăcută. De unde ați venit să ședeți aici și să vă bucurați de soare și de pârtie? Mulțumesc, m-am scos, mi-am luat masa, micul dejun, de unde ați venit? De la Hațeg. Hațeg, peste... Peste deal. Peste deal. Vecinii. Vecinii, că vecinii de lângă casă niciodată nu te lasă la greu, nu? Nu, nu. Mai avem niște vecini pe altă vale, de-aia ne cam lasă nevăzute așa, dar uite că datorită vouă suntem și noi cunoscuți și sunt convins că veți pleca cu imagini de aici, le veți aminte și altora să veniți să vedeți ce avem, că alții nu prea le văd, am mai zis. Să vină. Toți din Hațeg. Numai că nu mai prind vreme ca și asta. O să fie. De când vine Ramona aici și de când știu eu și o cunosc pe Ramona, cum vine Ramona e ca un cloposel care anunță primăvara, dar primăvara sub forma asta, cu zăpadă și pârtie frumoasă. Să aveți, a spus ceva de zimbru de la Hațeg sau... Vedeți dumneavoastră acum. Vă ședere plăcută și hai să-i salutăm și pe cei de lângă. Da, bine. Să mănâncă aici, dar să și face plajă, nu? Da, așa puțin. Ați făcut o coborâre nouă? Vreo 10. Da. Cine, pe cine salutăm din Hațeg? Soția, prietena, nu? Timișoara! Timișoara. Timișoara e cu noi. Haideți la Timișoara. La Timișoara, în perioada asta, căldură mare, 80 grade aici, 4 grade, dar baie de soare. Ce va veni să veniți din Timișoara până aici? Cred că pârtia. Altele nu mai sunt? Mai sunt. Dar nu ca asta. Ca la Vidra. Ca la Vidra, nu. Și o spune Banatul că e Fruncea. Ședere plăcută, numai bine. Lucrează sub acoperire, lucrează sub acoperire. Gata, am scuzat. El e la servici. E timpul serviciului? Nu, este la servici. Și vedeți pe ăsta, ăsta nu e prietenul meu. La, gata, acum l-a recunoscut după voce. Am făcut rost un sandwich și mi-aș dori și un ceai. Am gustat în el deja. Ați gustat. Nu, că vă dau și să gustați din sandwich. Sharing. Poftiți. Ce plăcere foarte mare. Acum vorbind serios despre ceea ce se întâmplă aici. Zona asta atât de frumoasă, să stai la o masă, să faci plaje, să guști de un ceai și apoi să te lași cu placa, să te lași cu schiurile. Mai găsim pe undeva... Este foarte frumos. Da. După tona așa, din ce zonă?
Din zona Argeșului și Mușcelului. Câmpul Mușel, Mușatescu, da. E, și n-aveți în zona aia? Avem, da. Avem, da. La Mățău. Avem la picior, la picior, la deal, așa. Acum, cum mi se pare? E pentru prima dată că veniți aici? Pentru prima dată anul ăsta. Anul ăsta, da. Și noi la fel. Da. Că trebuia să veniți și anul trecut, deși anul trecut n-a trecut de mult, dar uite că au trecut niște nori pe aici și niște oameni care au avut ceva ochelari și n-au văzut zona asta, așa cum... S-a mai schiat, s-a mai schiat la tură. Cetere plăcută, serviciu plăcută. Mulțumim, ceaiul. Vă mulțumesc din suflet. Mi-aș dori și un... Am făcut rost de un sandwich, am băut și un ceai, de la ucraineni am băut și puțină vodka. Acum, în afară de a schimba un... adică am schimbat câteva cuvinte, poate facem și un schimb de căciulițe. Bună ziua! Bună ziua! Schimbăm căciulițele? Nu. Nici eu nu mi-aș dori, pentru că dau jos o să fie imaginea contrijur, așa. Deci avem aici de unde venit? Râmnicu Vâlcea. Am avut Ucraina, Lituania, Anglia și aici, tot în Râmnicu Vâlcea? Tot în Râmnicu. Ne cunoaștem de la un mall. De la mall? Păi mall, nu suntem sătui de mall? Asta vreau să aud, da. E pentru prima dată să nu vă umbresc așa. Nu. În fiecare an. Anul ăsta. Anul acesta. Și ne bucurăm, nu ne bucurăm? Foarte mult, da. S-a redeschis pârtia de aici. Am eu așa un of pe o anumită vale și vreau să le arătăm cele de pe valea aia, că valea noastră e mult mai frumoasă și oamenii mult mai frumoși și mai bucuroși aici. Este evident, nu? Că din cauza valei e problema asta. Din cauza? Din cauza valei. Ședere plăcută și de la Vâlcea unde ajungem? De la Vâlcea am ajuns la? La Bistrița. Bistrița Năsăud. Da. No, dar unde e pălăria aia cu pană? Cu instruțul cu pană acum la Bistrița. Nu e drum lung, nu e, da? E frumos drumul până aici, nu? Frumos, frumos. Și e zona? Superbă, e prima dată când vin. Dragoste la prima vedere, bănuiesc. Da, da. Ați văzut ce frumuseți în afară de cele ale naturii avem pe aici? Da. Da. Și ceaiul e bun? Adică pârtea. Ați întărit ceaiul cu ceva? Nu, nu, nu. La Bistrița mă așteptam să veniți cu ceva tărie. Nu, 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 nu. Dacă nu avem noi de asta dumneavoastră de Vâlcea, mai slăbuță, dar ne dăm tar cu ce avem aici. Ședere plăcută. Mulțumim, mulțumim. Dimineața, bună ziua, salutare. Salutare, salut, tare, salut încet, dar să strigăm tare, să se audă peste hotare. Să se audă că la Transalpina este cel mai frumos loc din România și trebuie promovat ca atare. Adică, uitați-vă doar sus. Uitați-vă jos, uitați-vă în dreapta, uitați-vă în stânga. Este ceva extraordinar. Cred că luăm la marketing pe băiatul ăsta, că știe să facă publicitate. Știu foarte bine să fac publicitate, da. Mai ales pentru un loc așa special. Da. Mai ales sufletul meu. Spuneți. Păi ce să mai zic, ai zis tu tot. O să treci, da? La contabilitate pe la noi și să iei salariul. De unde sunteți? De locului, de pământ din Vâlcea. Perfect. Și o televiziune care se vede regional, național și internațional, televiziunea VTV. Ok. Ședere plăcută. Doamne ajută, vă mulțumim frumos pentru promovare și sper să faceți cât mai multe pentru acest loc, chiar merită. Deci Vâlcea trebuie promovată, în special Voineasa, Vidra și pârtia Transalpina. Vă spun ce putem face aici, în România, cu această pârtie și cu acest peisaj, poate egalăm un pic Austria. Doar să fie o bună poziție. Aș vrea să o depășim, mi-aș dori să o depășim, mi-ar plăcea să o depășim și vreau să ne dăm silința măcar pentru cele mai frumoase locuri pe care le avem în țara asta. Da. Lumea trebuie să vadă așa ceva. Și acum fac cunoștință cu un nou meu coleg de televiziune, omul care va lucra la marketing. Alexandru Vișan, din București. Noi venim din București în fiecare an, aici suntem. Nu ne interesează de Valea Prahovei, nu suntem oamenii care stăm la cozi în Valea Prahovei, suntem oamenii care iubim locurile cu oameni frumoși. Și la Transalpina sunt oameni frumoși. Mulțumim, reprezentantul din capital, Alexandru, care să fie cel mare. Doamne ajută, numai bine. Avem aici concurența, am văzut concurența. Da, da. Bună ziua, bună ziua. Și spor la desecat. Da, dacă ne aducem de acasă, e foarte bine. Dacă... Da, că bere n-am băut până acum. Un sandwich. Ați primit un sandwich? Și cei din Ucraina, da, niște... Și o bere.
Aveți film. Noroc. De unde veniți? De la Deva. Deva. A, pe Deva, vecini. Timișoara. Tișoara. Timișoara. Anglia. Da, mă bucur de vremea asta frumoasă, mă bucur că s-a redeschis pârtia de aici de la Transalpina Sea Resort și mai avem o bucurie și mă bucur lângă mine purtătorul de cuvânt de la jandarmerie. Bine ați venit pe pârtie și bine aveți grijă de turiști. Bine v-am găsit, bine ați venit pe pârtia care tocmai s-a deschis. Vrem să vă spunem că avem un aflux de turiști consistent în acest moment. Ținem să le mulțumim turiștilor că au venit cu această ocazie și să le spunem că suntem tot timpul la dispoziția dânșilor. 24 din 24, Jandarmeria Montană Vâlcea este alături de ei. În cazul în care au nevoie de ajutorul nostru, pot apela oricând, pot apela la jandarmi aflați pe pârtie, cât și prin sistemul unic național 112. Da, vedeți ce frumuseții montane avem aici, pentru care și purtătorul cuvânt de la Jandarmeria Montană, și dacă aveți probleme de sănătate, sper să apelați cu bucurie la purtător de cuvânt și lângă un coleg, nu? Da, purtoner ajutan șef Chelcea de la Jandarmeria Montană. Dacă sunt probleme, noi ne ocupăm cu pârtia de schi, cu accidentați, cu ordinea publică pe pârtia de schi. Și mai primiți ajutoare de la cine? De la cei de la Salvamont, cărora le mulțumim că sunt întotdeauna un partener de încredere alături de noi și ne onorează tot timpul cu prezența dânșilor. Facem și noi o tură pe schiuri? Da, suntem bucuroși să vă învățăm să schiați sau, dacă știți, cu atât mai bine. Facem o tură cu schiurile. Poate cu snowmobil. Ce aveți în dotare aici pentru a intra repede în rândul celor care au probleme pe pârtie? Facem colaborare cu Salvamontul și mergem cu ei, cu snowmobilul. De asemenea, avem în dotarea Jandarmeriei Vâlcea ATV-uri, schiuri și, când putem, apelăm la cei de la Salvamont, care au și snowmobil în dotare. Deci încă o forță aici care menține și ordinea, dar și ajută oamenii care au probleme pe pârtie. Le mulțumim jandarmilor montani și, ce drept plăcută, o să vă duceți acasă bronzați. Sigur că da. Vă mulțumim și noi frumos și știm că sunteți un om deosebit. De fapt, o invitație celor care mai stau pe la mall-uri, pe la terase, așa, prin orașe, să vină aici, să nu vină? Sigur că da. Este și păcat să nu vină pe asemenea vreme frumoasă. Îi așteptăm cu mult drag. Aceeași părere o am și eu ca și colega, să vină, că e o zonă foarte frumoasă și turistică și un peisaj extraordinar de frumos. Pe lângă cele văzute, pe lângă cele auzite, iată un motiv să veniți aici să vă simțiți bine. Și Jandarmeria Montană este cu noi. We'll be right back.
v-am spus că spectacolul e asigurat de natură și turiștii sunt asigurați de oameni care știu ce trebuie să facă atunci când turiștii sunt la Ananghe. Avem, bineînțeles, printre noi aici la Transalpina Cresor și salvamontiști Mircea Lera, șeful serviciului public Salvamont Vâlcea și un om încercat în ale salvării montane, e vorba de Marcel Andreescu. Andreescu care răspunde în această perioadă. Este șeful echipei de la Pârtie. De la Pârtie, a zis șeful serviciului public Salvamont Vâlcea. Mircea, dotări pentru perioada asta în care lumea va veni să vadă minunea. Dotări avem, am cumpărat și anul trecut. Am făcut referat și a aprobat președintele și alte dotări. Este vorba de tărgi de ce trebuie pentru transportul accidentaților, este vorba de materiale tehnică medicală, dar și de echipamentul de intervenție pe care îl purtăm toți. Sume destul de considerabile pentru că așa e, asta este. Echipamentul de protecție a muncii și de intervenție în munte este scump. Sperăm să vină și Voineasa cu un ajutor din taxa de salvare montană de pe Pârtie. Dar aici până, aș avut o întrebare pentru tine. Până apare asta, da? Consiliul Județean Vâlcea a aprobat, domnul președinte a aprobat tot ce trebuia pentru deschiderea Pârtiei. Mă gândeam la o grupă de salvamontiști care va fi formată sau deja s-a format la Voineasa. S-a format cu oameni de la Vâlcea pe această perioadă cu coordonarea lui Marcel, iar în timp o să recrutăm și oameni din zonă, din Voineasa, încercăm Malaia sau până la Brezoi, pentru că este nevoie ca vara, cel puțin vara și acum, este nevoie să avem oameni cât mai aproape de locul unde toată lumea vine și unde, zicem așa, e buricul pământului, obârșea lotului. Avem de salvat nu numai pe Pârtie, să știți că așa cum se vede de jur împrejur, avem munți și avem pantă la peste 40 de grade în 80% din suprafață. Aici sunt riscuri mari de avalanșe, există riscurile ca turiștii să se rătăcească. Ați văzut și dumneavoastră, apar cei cu snowmobile. Da, care un grup de polonezi. Polonezi, dar sunt mulți care vin și din România și din ce în ce turiștii sunt mai mulți în zonă. Nu numai pentru schiul pe Pârtie, ci și pentru schiul alpin, pentru schiul de tură sau pentru, cum vedeți dumneavoastră, pentru deplasări cu snowmobile și alte mijloace de transport în zăpadă. Da. Marcel Andreescu, șef aici, lăsat de Mircea Lera. Prima zi, deschidere, nu s-a întâmplat nimic deocamdată pe Pârtie, nu? Dar sperăm. Ținând cont ce s-a întâmplat anul trecut, sunteți mereu la datorie. Ca întotdeauna. Ca întotdeauna. Deci mijloace de intervenție, spunea și Mircea, de la snowmobil, bineînțeles, trusă de prim ajutor, tărgi, targă. Tărgi, schiuri, bețe, GPS și toate celelalte care... Acei care văd așa ceea ce se întâmplă aici, ar putea spune că e foarte frumos să fii salvamontist, aer curat, poți să faci și plaje, dar asta presupune multă muncă, școlarizare și multă instrucție, Mircea, nu? Da, adevărul este că din exterior se vede foarte frumos și nouă ne place să stăm să privim, numai că pentru noi a început sezonul și atunci trebuie să muncim. Nu prea avem timp de admirat și de gustat partea plăcută a lucrurilor, dar suntem bucuroși că ne putem face meseria, ne o putem face în condiții decente, să nu zic extraordinare, pentru că mai e loc de adăugat, dar întotdeauna după un astfel de sezon, toți colegii, toți salvamontiștii din Vâlcea sunt bucuroși că am finalizat fără probleme, discut aici fără probleme din punctul nostru de vedere, incidentele pe Pârtie fiind normale în orice zonă din lume. Da. Câți oameni conduci sub conducerea lui Mircea, să zic așa? Las pe Mircea să... Da, să fie 12 persoane, o să fie echipă de 6, așa cum este normal, iar cei la 6 o să schimbe periodic pe cei care sunt la Pârtie. Prin rotație. Prin rotație, ca să avem, eu știu, forța și odihna pentru a interveni. Încă o dată, ceea ce este mult mai greu decât Pârtia pe care o avem aproape de noi, intervențiile sunt dificile uneori și pe Pârtie, dar ceea ce e foarte greu este de intervenit în afara Pârtiei. Avem distanțe de 20-30 de kilometri de transportat un accidentat în condiții de iarnă. Da, în condiții de iarnă cred că m-am îmbrăcat prea gros. Da. Avem aici pot să aproape, adaug ceva, da? De accidente în afara Pârtiei. De multe ori se termină ziua de schiat pe Pârtie și de multe ori ne trezim seara când suntem la masă sau noaptea că avem de intervenit, că s-au rătăcit nu știu ce turiști în zonele
noastre și trebuie să intervenim imediat, adică cu snowmobil, cu schidetură, cu tot echipamentul și nu contează că e ceață, vânt, ploaie, zăpadă, minusuri și toate celelalte. Da, pentru că a vorbit de turiști și rătăciți, e și ușor să rătăceți, ținând cont de ce se vede pe aici. Și acum să facem puțin ochii roată, Mircea, și să vedem lanțul ăsta care se află de la stânga la dreapta, facem și loc pe, pe Marius, să plecăm de acolo, de unde am venit noi. Am plecat din Căpățin și acolo e zona lui Marcel. Avem în, în plan îndepărtat zona Olăneștiului, Gerea, Preota, Ionașcu, coborâm în Șaua, Zmeuret, în zona Văleanu, ceea ce nu vedem noi acum, vedem vârful Ursul, cel cu umbrit. Mai ascuțită, umbrit așa, umbrit partea spre noi, noi. Un pic de tot din vârful Balota, cel ascuțit, vârful Nedei 2130, cel mai mare din, din creastă. Și aici am trecut în zona Parângului, de undeva de acolo, de la Micaia. Aici avem Galbenul, în spate sunt Urdele și venim în sus înspre Parângul Mare, avem Mohorul, Căldările Muntinului, Mohorul mai în spate, Setea Mare, Setea Mică, ne ducem până în Parângul Mare, coasta lui Rus, vedem Căldările Roșiile și venim în creasta Latoriței, unde avem Ștefanu, Miru, Mirăuțu, iar dacă ne întoarcem și mai departe avem Șureanu, acolo stăteau dacii, erau cetățile dacice. Și sunt și acolo, se vede dincolo, dincolo. Și în plan îndepărtat sunt Apusenii, acolo în stânga vedem zona Alba Iulia Zarandu, iar în spate de tot se văd munții Vlădesei în zona Cluj-Bihor. Iar dincolo că nu se vede lacul de aici de unde suntem noi? Nu se vede lacul, în spate avem munții Lotrului. Dacă ne uităm atent, avem în spatele Lotrului Cindrelu, deci ne ducem înspre județul Sibiu și ne ducem pe toată creasta Lotrului, cu vârful acela mai rotund, Șteflești, care e cel mai mare din Lotrului. Ne întoarcem, ne ducem până în zona Voineagu, Voinășița și dealul Negru, ce vedem noi de aici. Iar în planul îndepărtat acolo, în spatele sârmelor de la Teleschi, este creasta Făgărașului, începe din stânga cu Surul, se vede primul din stânga, avem Negoiul, vedem clar, vedem vânătoarea lui Buteanu, cel care e retezat un pic așa, de vârful retezat, și culmea Vâslanului, Galbena, care coboară din Moldoveanu înspre sud. Da, Mircea, și toate astea într-un singur punct de vedere. Toate astea într-un singur punct de la pârtia Transalpină. Păi nu mai vine să schiezi, vezi atâta frumusețe în jur, te lași, deschide, snowboard. Sunt situații în care turiștii nu știu ce să aleagă mai întâi. Ori să stea la peisaj și poate la o plajă, la un bronz, da, și să schieze. Deci sunt situații de acest gen. Astăzi am prins o zi extraordinară. Și să prindă turiștii care vor veni și mâine și poimine, toată perioada asta de iarnă, că sunt zile extraordinare aici și un loc. Cred că v-am convins. Uneori pot spune că sunt cuvintele de prisos, așa cum și astăzi noi am făcut o chiroată ca să vedeți dumneavoastră, dar de la fața locului ce am văzut și noi și astăzi. Și condițiile de pe curte sunt excelente. Da. Păi mai urmează să ne bucurăm așa de mintea copilului, pe o bulgăreală, o tăvăreală cu zăpadă și apoi să mai luăm câteva impresii de la turiști și să ne retragem spre casă cu zesta asta pe care am strâns-o aici la Transalpina City Resort. Mulțumesc, Salvamont, Marcel, mai vedem. Îmi pare rău că mi-l fur pentru două săptămâni, că mai aveam niște locuri de văzut, dar după. O să mergem împreună. Și poate mai sau trecem pe aici. Am o invitație păcate pentru tine. Cunoști destul de bine zona. Să-mi lasă înspre Gurătoriță. Da, un noapte pentru Niglu pe acolo, Moara Dracilor. Și Mircea, te-aș ruga să nu uiți că peste munți ăștia mai sunt niște munți și acolo din nou proiecte și să prindă viață cum a prins și aici. Avem în spate acolo la Ursul, vârful lui Roman, da. Așteptăm primăria de la Horezu și de la Vaideni să miște un pic de mai repede decât alte primării. Decât alte primării. De aici la înălțime, imaginea înălțime, natura înălțime și noi bucuroși că ne-am întâlnit cu ea.
changes.